Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Tot poporul să spună amin, cinstea Domnului. Binecuvântat să fie Domnul, frați și surori. Imediat o să vă invit să vă reocupați locurile. Îngăduiți-mi să vă rog să mai rămâneți câteva clipe în picioare, deoarece vreau să citim din Biblie. Vă invit să deschideți Bibliile, dacă le aveți cu dumneavoastră, prima Evanghelie, respectiv Matei, capitolul 2. Locul din Scriptură care prezintă vizita magilor, dialogul lor cu împăratul Irod. Citim din Matei, capitolul 2, versetele de la 3 la 6. Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, că iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile, ședeți în liniște, în pace, Dumnezeu să vă umple sufletul și inima de bucurie în numele lui Iisus Hristos. Mulțumim Domnului pentru aceste clipe de har, pentru aceste clipe de odihnă a sufletului și a Duhului, când ne încărcăm inima de încredere, de siguranță, de bucurie, că Domnul este de partea noastră, nu este împotriva noastră. Slăvit să fie Domnul! Am avut zile frumoase de Crăciunul acesta și mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră pentru că sunteți prezenți și mă gândesc că în inima dumneavoastră există bucuria Duhului Sfânt, siguranța pe care o aduce Evanghelia și credința în Domnul Iisus Hristos. Și orice alte lucruri mărunte omenești, prin credință aveți puterea să le eliminați, să le dați la o parte și să vă închinați Domnului pentru că El merită toată slava, iar dumneavoastră meritați mântuirea lui Dumnezeu prin pocăință și credință. Nu lăsați lucrurile mărunte ale vieții să vă oprească din alergarea spre cer. Și nu-i lăsați nici pe oameni și greșelile lor să vă întristeze atât de tare încât să vă pierdeți nădejdea, ci prindeți la inimă prin credință, întăriți-vă și îmbărbătați-vă și nu vă lăsați, pentru că dumneavoastră sunteți mai importanți decât ambițiile dumneavoastră. Aș vrea în seara aceasta să vă împărtășesc un cuvânt pe care Domnul l-a pus în inima mea. Așa cum cântăreții și fiecare dintre dumneavoastră v-ați îmbrăcat frumos, v-ați pregătit de sărbătoare și noi, oamenii chemați să predicăm Evanghelia, ne-am pregătit, ne-am gândit ce să spunem poporului, care sunt cuvintele de la Dumnezeu pe care să vi le aducem și să luați foc în numele Domnului, în înțeles duhovnicesc, să vă prindeți în inimă și să vă bucurați de cuvântul Domnului, să vă vibreze sufletul la Evanghelia Domnului. Și m-am gândit în această seară să spun o predică care va vorbi despre cum a fost Crăciunul la început, măcar că eu nu agrez așa de tare cu acest cuvânt, îmi place mai mult să spun întruparea Domnului, nașterea Domnului, dar e un cuvânt înfipt în cultura românească, în vocabularul nostru și le folosim așa ca să se potrivească pentru toți cei care se închină cu noi. Și am vrut să spun cum a fost la început și cum s-au adăugat tot felul de obiceiuri, de datini, de tradiții. Și noi nu mai știm astăzi ce a fost la început și ce s-a adăugat în timp. Și le înghițim pe toate. Dar Domnul a pus în inima mea să vă spun un alt cuvânt care să nu fie așa de mult istoric, ci să fie un cuvânt pentru inima, un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt pentru inima. Așa că am considerat că este de la Domnul în această seară, că s-au spus suficiente date istorice și că ar fi mai bine pentru poporul Domnului, potrivit încredințării pe care am primit-o, să vă spun un mesaj pentru inima. Și mesajul acesta l-am numit Regulile Împărăției lui Dumnezeu. L-am numit Regulile Împărăției lui Dumnezeu pentru că Împărăția lui Dumnezeu are reguli diferite de Împărăția Lumii în care noi trăim.
Regulile împărăției lui Dumnezeu sunt foarte diferite. Sunt atât de diferite încât uneori le neglijăm și ne concentrăm asupra regulilor împărăției lumii, care, deși din punct de vedere moral uneori nu sunt rele, dar nu corespund, nu se asociază cu regulile împărăției lui Dumnezeu. Am intenționat să citesc din Matei o profeție a Vechiului Testament repetată de preoți ca și răspuns la întrebarea magilor care din răsărit au venit să-l caute pe împăratul, și Irod, pus în dilemă de întrebarea magilor, speriat că trebuie să cedeze tronul pentru care a omorât destul de mulți oameni, pe mulți din familia lui, a întrebat pe oamenii cărții sfinte: este adevărat că trebuie să se nască un împărat? Și ei, care cunoșteau profețiile Vechiului Testament, au citit din Mica, profetul Mica, din capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie, adică a cărui origine, se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșnicie. Iată, originile Domnului Iisus nu sunt când s-a întrupat prin Maria. Acesta este un eveniment uman în istoria umanității. Atunci el s-a întrupat venind din veșnicie în timp, dar el s-a întors în veșnicia fără timp și spațiu, închizând paranteza pe care a deschis-o prin întruparea prin Fecioară. Am numit această predică regulile împărăției lui Dumnezeu deoarece ne confruntăm cu un paradox în aceste reguli ale împărăției lui Dumnezeu, și paradoxul acesta este modestia și simplitatea împărăției lui Dumnezeu în contrast cu regulile împărăției lumii în care noi trăim, unde valorile sunt luxul, puterea, inteligența, banii, frumusețea. Acestea sunt lucrurile care stau sub lumina reflectoarelor. Nu simplitatea și modestia. Acestea nu sunt apreciate de lumea în care noi trăim. Lumea în care noi trăim nu apreciază simplitatea, ci dimpotrivă luxul, extravaganța. Și cât de greu este pentru noi și pentru părinți și pentru bătrânii bisericii să spunem mereu și mereu frățietății, frați și surori, aveți echilibru în vestimentație. Surorilor, surorile de la cor, din biserică, oriunde sunteți, surorilor, aveți echilibru în vestimentație. Atunci când vă îmbrăcați, îmbrăcați-vă cu bun simț. Nu mă puneți nici pe mine și nici pe un alt pastor în situația să venim la dumneavoastră și să vă spunem ca unor oameni care aveți o minte întunecată, nu luminată. Știi ce? Fusta ta e prea scurtă. Pentru că dacă lăsăm o femeie să se comporte așa, mâine vor mai veni încă 10 și încă 20. Și care va mai fi diferența între împărăția lui Dumnezeu, care trebuie să conțină pudoare, echilibru, omenie, respect, bun simț, sau multe, multe alte lucruri, bijuterii și multe alte lucruri care nu sunt compatibile cu regulile Bisericii Betania. Noi considerăm că ar trebui să ținem la modestie. Este ușor într-o zi să venim toți cu lănțișoare și brățări. E ușor, într-o zi venim toți. Dar înapoi nu ne mai ducem în veci. Iar toate acestea nu ne fac mai pocăiți deloc. Ei, vreau să spun că regulile împărăției lui Dumnezeu urmăresc simplitatea și modestia, timp în care lumea urmărește extravaganța, luxul, megalomania, și nu se mai satură oamenii, crezând că aceste lucruri le dau valoare. Adevărul este că aceste lucruri nu-ți dau valoare, îți dau aere, dar valoare nu. Valoarea vine din altceva. Ei, privind în împărăția lui Dumnezeu, vom fi surprinși, cum sublinia fratele Marian Vlad printre ceilalți predicatori duminică dimineață, că Betleemul, care era doar un sătuc de cel mult 1000 de locuitori, asta înseamnă, dacă îmi permiteți expresia românească, vreo 200-300 de fumuri, adică de case, 1000 de locuitori. Și în acest sătuc neînsemnat din Iudeea, cum spune poetul în cântare, se naște Hristosul. Și după cum veți observa, profetul Mica în Vechiul Testament spune că
Betleemul este prea mic ca să fie folosit de Domnul pentru ceva, timp în care cărturarii citând din Mica nu mai spun la fel. Mi-am tot bătut capul cu treaba asta. Era și normal să-mi bat capul cu asta. Încă o dată, priviți în Mica și în Matei. Mica 5 cu 2, Matei 2 cu 6. Uitați-vă puțin acolo. Mica 5 cu 2. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, ești prea mic. Matei 2 cu 6. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic. Aceeași profeție. Aceeași profeție. Mai există încă o profeție, cel puțin una în Scriptură, spusă de Isaia, pe care Domnul Iisus Hristos, când o reia, o spune în alt fel, deoarece se împlinește. La fel fac aici cărturarii. Ei bine, ceea ce vreau să spun este faptul că împărăția lui Dumnezeu are niște reguli care surprind și greu oamenii lui Dumnezeu se obișnuiesc cu ele. Una dintre reguli este că trebuie să accepți suferința. Trebuie să accepți să fii prigonit. Trebuie să accepți să fii lovit și să nu răspunzi cu aceleași metode. Asta este una dintre reguli. Înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, numai să ne fi părut că unul se uită insistent la noi, l-am fi întrebat, ce te uiți mă așa la noi? Ce te uiți așa la mine? Cam așa l-am fi întrebat, pentru că orgoliul din noi, ambiția din noi, mândria din noi, ne punea în situația conflictuală să ne luăm de individul care ne tulbura intimitatea uitându-se insistent la noi. Dar a venit Domnul și ne-a mântuit și Duhul Sfânt ne-a implicat în tot felul de evenimente care ne-au smerit. Și puțin câte puțin am învățat lecția că cu Dumnezeu nu trebuie să-i mai întrebi pe oameni lucrul ăsta. Ci în împărăția lui Dumnezeu regula este că dacă ești lovit, nu-i o da înapoi. Auzi, nu-i o da înapoi. Nu-i răspunde cu aceeași metodă. Ca și înainte să fii pocăit, vei fi tentat să faci așa, pentru că trăiești în trupul ăsta și el funcționează după niște reguli, nu din împărăția lui Dumnezeu, ci din împărăția cealaltă. Dar vine înfrânarea, care este disciplină, care este maturitate, care este cunoașterea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată spui, mă, sunt tentat să-i dau mai tare decât mi-a dat el. Dar ce câștig? Eu mă pregătesc pentru cer, nu mă pregătesc pentru iad. Nu-i nicio problemă dacă o înghiți și pasta, că am mai înghițit eu altele mai mari. Și asta este o regulă din împărăția lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ești fraier, asta înseamnă că ești pocăit. Asta nu înseamnă că nu-ți faci dreptate, asta înseamnă că îl lași pe judecătorul să judece între tine și oamenii care îți fac rău. Dar eu vreau să surprind alte reguli care sunt în text. Și regulile acestea surprind diferența dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii în care noi trăim și eu scot în evidență această diferență cu următoarea intenție. Trăiți în lume ca și mine. Dar nu ca lumea, dar în lume. Și în lumea aceasta sunteți provocați. De multe ori vi se spune că urmându-L pe Iisus nu aveți minte, nu aveți valoare. De multe ori vi se spune că pocăința dumneavoastră nu este suficientă ca să mergeți în cer. Și mereu sunt suficienți oameni ca să vă dea frustrarea că nu sunteți destul de buni. Și că orice ați face tot în iad mergeți. Și frustrarea aceasta vă amărăște atât de mult încât vă ia orice bucurie a urmării lui Iisus Hristos. Și sunt multe alte motive care vă însângerează. Ei, slujba mea din această seară este să pun o picătură de un de lemn, nu de la mine. Că dacă ar fi de la mine, n-ați avea nevoie de un de lemnul acesta. Dar este de la Stăpânul. Și în timp ce mă ung eu, lasă curgă și peste urechea ascultătorului care se smerește și ascultă Evanghelia în această seară. Frați și surori, împărăția lui Dumnezeu are reguli diferite. Și dacă noi nu ne vom fixa viața, nu ne vom regla prioritățile, nu ne vom așeza valorile în baza valorilor și regulilor împărăției, deși venim la biserică, tot timpul ne vom comporta ca oamenii din afara bisericii.
Repet, deși venim la biserică duminică de duminică, dar în viața personală ne vom comporta ca oamenii care nu vin la biserică. Faptul că venim la biserică nu ne schimbă. Duhul Sfânt ne schimbă. Și Evanghelia ne schimbă, nu venitul la biserică. Venitul la biserică ne predispune la schimbare, dar nu ne schimbă. De aceea vă rog, deschideți-vă inima și lăsați-L pe Duhul și Evanghelia Domnului să lovească cu putere în orice lipsă de disciplină, de discernământ, de maturitate. Și la acest Crăciun din 2007 să primiți provocarea Evangheliei de a schimba unele lucruri care nu sunt compatibile, adică potrivite cu regulile împărăției lui Dumnezeu, ci sunt potrivite cu regulile împărăției lumii. Privind la faptul că Domnul alege sătucul acesta anonim ca să-l facă celebru și în acest anonim, această localitate anonimă, mică, neînsemnată, să se nască regele, nu putea să se nască în Ierusalim. Dacă Domnul m-ar fi întrebat, Luigi, unde crezi tu că ar fi potrivit să se nască fiul meu, să se întrupeze? Fără să mă gândesc mult, i-aș fi răspuns, Doamne, unde ar fi mai potrivit decât la Ierusalim? Sau hai să căutăm o altă capitală a lumii vechi. Dar în Betleem nu mi-ar fi trecut prin cap. De ce Domnul în împărăția sa are regulile acestea pe care le apreciază tot timpul? Modestia, simplitatea. Nu confundați însă modestia cu ipocrizia, câteodată par aceleași. Vă asigur că e o diferență ca de la cer la pământ. Trebuie doar un pic de timp. Dar tot timpul împărăția lui Dumnezeu are aceste valori care nu izbesc ochiul, care nu sunt de la Hollywood, care nu se afișează, care nu spun despre sine eu-s deștept. Și dacă sunt, o să aveți și dumneavoastră timp să vedeți asta, că nu-i greu de observat că un om e deștept sau altfel. Nu trebuie să vă spun eu cum sunt. Că atunci când un om spune că e deștept, a făcut dovada că nu este. Și la fel cu toate celelalte. Ei bine, privind la aceste reguli ale împărăției lui Dumnezeu, observăm următorul lucru. Prima regulă. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. Ceea ce Dumnezeu consideră de valoare este mult mai important decât ceea ce oamenii consideră de valoare. Nu odată am fost ispitit și eu, și mă gândesc că și dumneavoastră, dacă sunteți sinceri, să credem că în împărăția lui Dumnezeu anumite lucruri din lume pe care încercăm să le înghesuim aici sunt valoroase. Poate competență, poate abilitate, poate anumită organizare, poate anumite lucruri care sunt importante în lume, foarte importante, și le aducem aici. Și dintr-o dată rămânem întristați, pentru că n-au nici o eficiență, deoarece în biserica lui Dumnezeu trebuie să fie lucrurile pe care Dumnezeu le consideră valoroase. Dacă oamenii din biserică nu mai au o gândire duhovnicească, vor elimina lucrurile acestea. Spuneți-mi, rugăciunea este o practică a unui om din lume? Nu. Care sunt oamenii puternici ai vremii? Se roagă ei? Ei își folosesc mușchii. Ce rost are să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează-l pe fratele să-și vadă de treabă? Nu, mă duc eu la el și îi spun eu să fie de treabă imediat și în veac nu mai se ia de mine. Asta e o metodă omenească. Ei, omul lui Dumnezeu are altă metodă de a rezolva problema. Se duce și se roagă. Alt caz. În loc să mă duc să fur, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea sănătate și mă rog lui Dumnezeu să-mi găsească un loc unde muncin să-mi câștig existența. Sau multe și multe alte exemple care fac diferența între valorile lumii și valorile împărăției lui Dumnezeu. Frați și surori, ceea ce numește Dumnezeu valoros este mai important decât ceea ce oamenii numesc valoros. Aș vrea să vă întreb, nu există tendință în biserica mondială a lui Dumnezeu să fie introduse lucruri pe care oamenii le consideră valoroase, fără ca Dumnezeu să le numească, să le califice valoroase? Ba da, această tendință există. Îngăduiți-mi să vă dau câteva scurte exemple practice.
Avram este luat din țara lui și este trimis spre nicăieri. Pentru că Dumnezeu îi spune că e mai important pentru el să plece decât să rămână. Și Avram, toată viața lui este un fugar, un colindător, un străin, un pribeag. Niciodată nu ajunge să aibă și el o proprietate care să fie a lui. Trăiește într-un cort pe care îl mută de parcă ar fi în vacanță, dintr-un camp în altul. Și ajunge bătrân și n-are copii. Dacă a evalua viața acestui om după metode omenești, cât de valoroasă a fost viața lui Avram? Ajunge bătrân fără copii, tot timpul se confruntă cu oameni străini, nici nu-l cunosc bine niște oameni dintr-o localitate ca să se convingă că e om de treabă și să-i dea cinstea, că trebuie să se mute din nou. Și Dumnezeu tot îl plimbă din loc în loc, din loc în loc, din loc în loc și săracul n-are odihnă. Ce viață e asta? Pribeag, fugar, fără liniște. Și totuși, pe omul acesta, Dumnezeu îl numește Tatăl tuturor credincioșilor. Ceea ce este valoros în ochii lui Dumnezeu este mai important decât ceea ce este valoros în ochii oamenilor. Priviți, vă rog, la un alt exemplu. Curva Rahav, o femeie destrăbălată, sau Moabita Rut, o femeie dintre neamuri. Am fost surprins când am citit prima oară Biblia să găsesc aceste două femei contestate de conștiința mea și contestate de cunoașterea mea din Scriptură la momentul acela, că le găsesc în genealogia Domnului Iisus Hristos. Ce caută aceste femei în spița de neama Mântuitorului? Două femei cu un trecut compromis. Și ciudat este să constat că ceea ce Dumnezeu numește valoros este mai important decât ceea ce oamenii numesc valoros. Apoi, un grup de ucenici anonimi sunt trimiși să câștige lumea pentru Iisus Hristos. Câțiva pescari, un strângător de impozite, niște anonimi, 12 la număr, și rămân 11, că unul a vândut pe Mântuitorul, sunt trimiși să câștige lumea întreagă pentru Hristos. Dacă am vrea să implementăm un curent în lumea aceasta, ar fi suficient să găsim 12 marinari de pe un pescador, adică de pe un vas care pescuiește pește în ocean, și să-i trimitem să implementeze curentul acela în lumea întreagă și să mai avem și pretenția că are succes? Că au succes? Nici de cum. Niște oameni semi-analfabeți, fără cultură, fără carte, oameni lipsiți de celebritate, pe care nu-i cunoștea nimeni, oameni care stăteau într-o bărcuță de când s-au născut, prindeau pește și îl vindeau la kilogram, aici și acolo, pentru o bucățică de pâine. Aveau o familie modestă, un trai modest, nu știa nimeni de ei, niște pescari de pe malul Mării Galilei. Și pe oamenii ăștia ia Iisus Hristos, umblă 3 ani și jumătate cu ei și le spune: acum duceți-vă și câștigați lumea pentru împărăția mea. Niciun om n-ar fi îndrăznit să spere că va avea succes, că va funcționa acest plan. Și totuși, ceea ce este valoros în ochii lui Dumnezeu este mai valoros decât ceea ce este mai important decât ceea ce este valoros la oameni. Priviți, vă rog, un alt exemplu. O samarinteancă se duce la Domnul exact când urma să mănânce, când avea lunchul, când avea masa de prânz. Și Domnul Iisus Hristos are de ales între să stea de vorbă cu ea sau să-i spună: iartă-mă, am umblat toată ziua, sunt rupt de foame și obosit. Ucenicii mei tocmai au fost în oraș, au luat ceva de mâncare și uite că acum au pregătit masa. Te rog frumos, așteaptă-mă o jumătate de oră că nu se întâmplă nimic, că mă întorc și vorbesc cu tine. Nu-i normal așa să se comporte un om? Ba da, domne, e timpul meu de lunch, iartă-mă, trebuie să mănânc. Ciudat, absolut ciudat, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor: poftă bună, mergeți și mâncați. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu și renunță la nevoile lui personale, nu la mofturile lui personale, la nevoile lui personale, și se duce la această femeie ca să
îi spună vestea mântuirii și această femeie se mântuiește și nu numai ea, multe persoane din Samaria. Ce mod ciudat de lucru are Dumnezeu. Cât de mult intră în conflict cu regulile împărăției în care noi trăim. Unde oamenii spun, I don't care, nu mă interesează, nu-mi pasă, nu-i problema mea, nu-i business-ul meu. Dacă copilul meu e bolnav, pot să spun eu că nu-i business-ul meu, dar al cui e? Secretul este dragostea lui Dumnezeu. Tot secretul este dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. Te rog frumos, înainte să trecem la punctul 2, oprește-te puțin, că s-a încheiat anul 2007 și gândește-te. Anul acesta ți-ai fixat sistemul de valori în funcție de valorile lui Dumnezeu sau în funcție de valorile lumii? Îți dau un exemplu simplu. Când te trezești de dimineață, ce faci printre primele dăți? Te rogi sau îți faci cafea? Citești 3, 4, 5 versete din Scriptură sau make-up? Fii sincer! Sunt exemple absolut banale. Eu nu spun să nu bei cafea, dar înainte să te rogi, mă, suflete. Eu nu spun să nu te aranjezi, să umbli ca nu știu cine, dar nu înainte să citești din Scriptură, iartă-mă. Anul acesta care a trecut, ce anume a fost la început? Valorile lui Dumnezeu sau valorile acestei lumi? Vii la biserică ca și mine, dar nu asta te califică. Ceea ce te califică sau te descalifică este răspunsul la următoarea întrebare. Ce este valoros pentru dumneata, valorile lui Dumnezeu sau valorile lumii? Să te botezi e simplu, să vii la biserică e simplu, dar să-ți schimbi viața este complicat. Și să-ți păstrezi viața schimbată este și mai complicat. Vă rog în această seară, frați și surori, acceptați acest adevăr. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. Atunci când auziți de timpul de rugăciune, dacă este valoros pentru dumneavoastră și este posibil, renunțați la altă prioritate. Atunci când auziți despre o întâlnire pe grupe mici, dacă este posibil, renunțați la o altă prioritate. Că lucrurile din lume nu se termină niciodată și datoriile către strat, bill-uri, payments și altele nu se termină în veac. Le termin luna asta și luna următoare, din nou îți trimite, din nou vin plicurile acasă. Dar împărăția lui Dumnezeu ține în veac. Pune mai întâi în viața dumitale valorile cerului. Fratele meu, cu Dumnezeu nu pierzi niciodată. Dumnezeu este tare, e mare, e puternic. Vino și roagă-te și Dumnezeu are atâta demnitate să te răsplătească. Implică-te într-o slujbă din biserică. Dacă te mai ține sănătatea și te mai țin ani, fă ceva. Du-te undeva și cântă dacă ai un pic de voce. Dacă nu ai, te rog, nu te duce. Dar vino și întreabă-mă, frate Luigi, frate Petru, frate Viorel, aș vrea să fac ceva. Ce pot să fac? Nu am pretenția să fac ceva anume, ci ce este nevoie. Hai să ne consultăm. Ce aș putea să fac? Dar fă ceva! Dacă e importantă pentru dumneata împărăția lui Dumnezeu, atunci gândește-te care sunt valorile cerului. Valorile cerului sunt rugăciunea, postul, scriptura, slujirea, părtășia cu frații, dragostea, iertarea, omenirea, omenia, trecerea peste ambițiile personale, absența mândriei și multe altele. Ceea ce Dumnezeu numește valoros e mai important decât ceea ce oamenii numesc valoros. O a doua regulă a împărăției este ceea ce vede Dumnezeu în tine este mai important decât ceea ce văd oamenii în tine. Iertați-mă, dar oamenii văd în tine ceea ce vor să vadă. Oamenii văd în tine ceea ce vor să vadă. Dacă vor să vadă un defect, se uită după el, așteaptă un an, doi, trei și până la urmă îl găsesc. Dacă vor să vadă o calitate, se uită după ea, așteaptă sau nu și se uită și o găsesc. Există om fără defecte? A fost unul, dar s-a ridicat la cer. Există oameni fără calități? Și Iuda a avut calități, iertați-mă. Și Hitler a avut calități și Ceaușescu a avut calități. Cel mai nebun om de pe pământ și el a avut calități. Noi oamenii suntem foarte interesați ce zic alții despre noi.
Pe noi nu ne interesează cum suntem în adevăr în interior. Pe noi ne interesează mai mult cum suntem pe din afară, deoarece suntem foarte sensibili la ce zic oamenii despre noi. Și să știți că diavolul monopolizează această psihologie greșită. Și vin la noi oamenii și ne spun: băi, frații din biserică zic despre tine că nu știu ce, nu mai face asta ca să nu creadă frații nu știu ce. Fraților, credeți ce vreți? Sunteți liberi? Credeți, fraților, ce vreți? Dacă dumneavoastră vreți să credeți un lucru cu sau fără dovezi, credeți. Eu nu vă opresc. Astăzi, slujbașii sunt terorizați de ceea ce cred oamenii. Slujbași care joacă cum cântă publicul. Râncât, încât, încât, așa joacă, cum cântă publicul. Doar să-l mai votăm o dată. Doar să nu-l bârfim. Măi, fraților, nu este cinstit să avem slujitori care se lingușesc pe lângă public ca să-i mai voteze odată. Ascultați-mă, oamenii aceia nu merită să vă slujească și nu vă slujesc bine. Dacă n-au atâta demnitate să spună ce cred, să spună drept, să spună tare, să spună bine, ca să fie pocăință și provocare și atenționare și mustrare, omul ăla nu merită să fie aici. Nu-i cinsti să încurajăm psihologia aceasta. Ne dăm tot timpul bine pe lângă oameni și spunem oamenilor ce le place doar ca să fie de partea noastră. Nu avem nevoie să fiți de partea noastră. Nu, vă rugăm frumos, nu. Ceea ce avem nevoie este să fim uniți de partea lui Iisus Hristos. Ceea ce Dumnezeu vede în dumneata, în tine, este mai important decât ceea ce văd oamenii. Poate ai o soție sau un soț și încerci de 10, 20, 30 de ani să îl convingi sau să o convingi de un anumit punct de vedere pe care îl ai, de o anumită calitate pe care o ai, de o anumită realitate. Și nici după 30, 40 de ani n-ai reușit. Și efectiv nu-ți poți explica mirarea pe care o ai, cum n-ai reușit în 30, 40 de ani să o convingi sau să-l convingi. Și dormi cu el în pat în fiecare noapte și mănânci cu el la masă în fiecare zi. Și ți-e tovarăș cu care plângi și râzi de o viață și n-ai reușit să-l convingi. Și ai pretenția că eu o să te conving pe dumneata că ne întâlnim de două ori pe duminică, de 3-4 ani de zile, o să te conving pe dumneata? Dar de unde? Cât de slab de minte aș fi să încerc lucrul acesta. Frați și surori, diavolul monopolizează astăzi metoda aceasta să ne prefacem cum vor oamenii, să jucăm cum ne cântă ei, pentru ca să fie bine. Acesta nu e bine, frați și surori, ăsta este circ, e bâlci. Bine este atunci când Iisus Hristos este înălțat. Bine este atunci când adevărul este promovat. Bine este atunci când oamenii își spun adevărul unul altuia, chiar dacă doare, dar și îl spun în dragoste și nu și îl spun cu intenția să-i facă de rușine. De pildă, dacă vrei să-mi spui ceva, te rog, vino și spune numai între mine și dumneata, spune: frate Luigi, uite, mie mi-ai greșit cu lucrul ăsta. Sau dacă eu vreau să spun, ce rost are să-ți spun într-un loc unde mai aud 10 și se uită la noi ca la circ? Ceea ce Dumnezeu vede la un om este mai important decât ceea ce oamenii văd. Uitați-vă, vă rog, la Moise, un om bâlbâit, Dumnezeu îl trimite să scoată prizonierii din Egipt și să devină unul dintre cei mai mari lideri ai evreilor. L-ar fi trimis careva dintre dumneavoastră pe un bâlbâit să fie predicator zeci de ani? Nici de cum. Eu cel puțin nu. Și totuși Dumnezeu vede în acest bărbat ceea ce oamenii n-au avut capacitatea să vadă. Un alt exemplu. Pune o femeie judecător. Am fi acceptat noi să punem o femeie judecător? Nici să n-auzim. Un alt exemplu. Trimite un tânăr speriat să elibereze națiunea în persoana lui Gedeon. Păi ne-am duce noi la cineva care tremură de frică pentru el să se ducă să-i salveze pe alții? Păi el n-are curaj pentru el, săracul. Cuvintele lui sunt negative, e un pesimist. Spune: aoleu, vin ăștia și mă omoară. E, pe ăsta îl numești viteaz. Păi dacă ăsta e viteaz,
speriații cum sunt. Și Dumnezeu totuși vede ceva în el, vede ceva în Moise. Mai mult de atât. Pune un pescar neșcolit să devină evanghelistul lumii și predicatorul lumii, pe Petru. Câți oameni retoricieni, adică retorică este știința care te învață să vorbești, câți retoricieni, filozofia ai vremii, ar fi putut să vorbească cursiv, pe puncte, cu dicție, cu inflexiuni verbale, cu gesturi și așa mai departe. Și totuși, un bărbat neșcolit, care avea mâinile tăbăcite și mirosea pește de nu puteai să stai lângă el. Altceva nu știa să facă decât să arunce plasa și să o tragă mai târziu. Și dacă are pește, mulțam, dacă nu, o mai bagă odată. Asta a făcut toată viața. Și pe ăsta l-ia Dumnezeu și îl face evanghelistul lumii. Și stau toți în spatele lui și el predică. Și te întreb, ce a văzut Dumnezeu la ăsta? Ce vede Dumnezeu în tine? E mai important decât ce văd oamenii. Secretul aici este puterea, puterea lui Dumnezeu. Frate și soră, cu siguranță Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are un plan. Pentru mine să predic Evanghelia, pentru dumneata să cânți sau să predici Evanghelia, pentru dumneata să păstorești, să conduci, să faci ordine, să strângi colecta, să... un milion de daruri, un milion de slujbe în biserică, dar te-a chemat Dumnezeu să faci ceva. E, în timp ce faci, tot timpul vor exista anumite persoane care, vrând sau nevrând, vor încerca să te descurajeze sau, fără să încerce, vor reuși. Și se vor comporta în așa fel încât te vei descuraja, te vei simți lovit, te vei simți jignit, te vei simți ofensat. Și puțin câte puțin, fiind doar om, vei ajunge la momentul în care spui, nu mai pot, fraților, lăsați-mă în pace, mie nu mai trebuie dirijat, mie nu mai trebuie pastorație, mie nu mai trebuie ușier, mie nu mai trebuie la sunet, mie nu mai trebuie la fanfară, fraților, lăsați-mă că m-am săturat până peste cap. N-ați auzit oameni care spun așa? Știți de ce? Pentru că ei nu se uită la ce vede Dumnezeu în ei, ei se uită la ce văd oamenii în ei. A venit o persoană la altă persoană și i-a spus așa, eu n-am auzit în viața mea un predicator mai prost decât Luigi Mițoi. În viața mea n-am auzit o predică mai slabă decât predica la omul ăsta. Și omul acela a venit și mi-a spus, dacă aș fi ținut cont de acest calificativ, i-aș fi spus fratelui Petru Cladovan și lui Viorel, frații mei, mulțumesc frumos și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis mintea măcar acum și nu mai târziu, eu mă duc și mă apuc de altceva. Schimb cauciucuri la mașină, spăl parbrize, vopsesc, fac ceva și eu. Orice ai face în această biserică, vei ajunge cândva să fii lovit. Orice ai face bine acasă, cu suflet, cu inimă, vei ajunge să nu ți se spună thank you, ci dimpotrivă să ți se spună te-ai găsit să faci și vei fi lovit. Îți vei investi banii, timpul și în loc să te aprecieze oamenii, oamenii te vor lovi și dacă te uiți la ei, te pun în țărâna pământului. Ceea ce vede Dumnezeu în tine e mai important decât ce văd oamenii. Nu te lăsa distrus de oameni. Nu asculta glasurile lor dacă vor să te apese, să te elimine, să te împingă, să te distrugă. Nu te lăsa. Dumnezeu vrea să-L slujești. Dumnezeu vrea să te rogi, Dumnezeu vrea să postești, Dumnezeu vrea să citești Biblia, Dumnezeu vrea să vii la adunare, nu sta acasă, nu-i permite diavolului ca să te întristeze atât de tare încât să spui, nu mai îmi trebuie adunare, mă omule, cum nu-ți trebuie adunare? N-ai nevoie de aer, n-ai nevoie de pâine, de apă, de somn, n-ai nevoie de Dumnezeu? Cum poți să fii pocăit acasă, student acasă? Cum? Ceea ce spune Dumnezeu despre tine este mai important decât ceea ce spun oamenii despre tine. Nu te lăsa trântit la pământ. Nu-ți pierde ultima speranță. Al treilea lucru și închei, ceea ce alege și binecuvintează Dumnezeu este mai important decât ceea ce alege și binecuvintează oamenii. Ceea ce alege și binecuvintează Dumnezeu este mai important decât ceea ce alege și binecuvintează oamenii. Aduceți-vă aminte de primul lucru. Ceea ce consideră Dumnezeu valoros
este mai important decât ceea ce consideră oamenii. Oamenii spun, la Ierusalim se naște pruncul. Dumnezeu spune, în Betleem. Ridică Dumnezeu persoane neînsemnate, poate mai în vârstă și zici, ce mai știe bătrânul ăsta? Poate doar un tinerel la care te uiți și spui, băi, adolescentule, du-te de aici. Poate unul venit de ieri la care îi spun, băi, tu trebuie să stai aici, frate, și să mănânci un sac de sare și la urmă mai vorbim. Poate la unul care vine dintr-o familie neînsemnată și n-are rude, poate nici nu are părinți aici și te uiți la el și ești tentat să-l disprețuiești. Și tu spui, cu cine ești, mă, ești singur? Hai, dă-te mai încolo. Acesta e sistemul de valori al oamenilor, trebuie să acceptăm, acesta este. Spuneam că închei, dezvoltând puțin gândul acesta, ceea ce alege și binecuvintează Dumnezeu este mai important decât ceea ce aleg și binecuvintează oamenii. Dacă Dumnezeu ți-a mântuit sufletul, dacă Dumnezeu ți-a vindecat trupul, dacă Dumnezeu ți-a mântuit casa, dacă Dumnezeu te-a chemat în slujbă, te rog, păstrează această alegere și nu o da pe nimic. Păstrează această binecuvântare și nu o vinde pe nimic. Diavolul va veni și va încerca să-ți ia alegerea aceasta. Va încerca să-ți ia binecuvântarea aceasta. Nimic nu-și dorește diavolul mai mult decât să te trântească și să te țină, să-ți pună piciorul pe grumaz și să te țină acolo în praful păcatului și al drumului. Asta vrea. Și dacă a reușit să facă lucrul acesta, și-a atins scopul. Dacă te-a scos din mântuire, dacă te-a scos din slujbă, dacă te-a scos din familie, dacă te-a scos de unde te-a chemat Dumnezeu și de unde te-a binecuvântat Dumnezeu și a atins scopul. Țineți minte tot timpul, frați și surori. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce consideră oamenii. Țineți la lucrurile valoroase pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a chemat și dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, nu te lăsa. Avram a fost călător o viață, spuneam, și totuși a sperat. Dificultățile, faptul că n-a avut o bucățică de pământ unde să-și îngroape nevasta când a murit, pe el nu l-au dezamăgit. Până la sfârșit, omul acesta a știut, pe mine m-a chemat Dumnezeu și pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a chemat și Dumnezeu te-a binecuvântat, nu te speria și nu-ți pierde speranța. Poate nu ai rude în America, poate nu ai pe nimeni în America, poate ești mai în vârstă și nu-ți mai ajung banii, poate ești tinerel și nu te bagă nimeni în seamă, poate ai un partener cu care nu te înțelegi grozav, poate ai niște dușmani care te hărțuiesc tot timpul, poate ți-ai pierdut sănătatea și te gândești cine-ți mai întreține familia, poate. Ascultă-mă, nu-l lăsa pe diavolul să-ți distrugă siguranța că ești în mâna lui Dumnezeu. Nu te împiedica de întunericul de astăzi, noaptea e normală, dar la fel de normală este dimineața. Dacă Dumnezeu te-a vindecat, crede în vindecarea aceasta. Dacă Dumnezeu te-a mântuit, crede în mântuirea aceasta. Dacă Dumnezeu te-a chemat la slujbă, crede în chemarea aceasta. Nu te lăsa, nu te da înapoi. Fii tare în această credință, pentru că ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Iov, bolnav, într-o situație incredibilă, spune, eu știu că Domnul meu, Dumnezeul meu, este viu. Dacă Dumnezeu era viu, aveai copii în viață. Dacă Dumnezeu era viu, îi dătea înțelepciune la nevasta ta. Dacă Dumnezeu era viu, aveai turmele lângă tine și compania de cămile și aveai lângă tine slujitorii și grajdurile. Dacă Dumnezeu era viu, e viu, atunci erai sănătos, nu pe o grămadă de gunoi scărpinându-ți pielea datorită unei mâncărimi incredibile, datorită unei boli de piele. Cum e Dumnezeu viu când tu ești în situația asta? Și Iov parcă spune, nu măsurați faptul că Dumnezeu e viu în funcție de cum îmi merge mie. Azi îmi merge bine, mâine îmi merge rău. Nu măsurați faptul că Dumnezeu este viu în funcție de asta. Femeia sirofeniciană, femeia cananeancă, spune Scriptura, a venit la Domnul Iisus Hristos. Și aduceți-vă aminte că în aparență Domnul Iisus Hristos pare să o respingă în câteva feluri. Ciudat este că această femeie a știut un lucru. Acest om este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă El nu mă primește și nu mă ascultă, pentru mine nu mai există soluție. Eu trebuie să mă țin de El. Oricât de tare m-ar jigni, oricât de tare m-ar respinge, eu trebuie să cred în El. Poate o anumită situație din viață
îți dă următorul mesaj: Dumnezeu nu te mai iubește, să nu crezi asta. Poate o situație prin care treci îți dă următorul mesaj: lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine, să nu crezi asta. Tot timpul în viață vei avea suficiente împrejurări care vor avea următorul mesaj: ești un nimeni și Dumnezeu nu te iubește. Lui Dumnezeu nu-i pasă de tine, nu-i pasă de familia ta, nu-i pasă de viața ta. Ești prea tânăr, ești prea bătrân, ești prea. Tot timpul ți se va spune așa, tot timpul. Dacă vei depinde de oameni, oamenii niciodată nu te vor pune acolo unde trebuie și nu te vor ajuta destul. Dacă depinzi de Dumnezeu, atunci Dumnezeu va fi în stare să te țină în mâna Lui. Nu-ți pune încrederea în oameni și nu depinde de ei. Trăiește în pace, în armonie, în dragoste frățească și în unitate cu oamenii. Dar nu depinde de ei, pentru că muritorul nu are capacitatea să-ți poarte de grijă. Când Dumnezeu a ales Betleemul, localitatea aceasta mică, a vrut să ne învețe niște reguli ale împărăției. Și prima este următoarea: când Dumnezeu consideră un lucru valoros, să nu te mai intereseze dacă oamenii îl consideră sau nu. Mai devreme sau mai târziu, faptul că Dumnezeu îl consideră valoros îl va scoate la suprafață. 2. Atunci când Dumnezeu vede un dar în tine și te cheamă să faci un lucru, nu mai are nicio importanță dacă oamenii confirmă sau nu. Mai devreme sau mai târziu, oamenii vor accepta că este acolo prezent darul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, atunci când alege și binecuvintează Dumnezeu o persoană, nu mai are nicio importanță dacă oamenii aleg și binecuvintează persoana aceea. Mai devreme sau mai târziu, alegerea și binecuvântarea lui Dumnezeu va conta. Acesta este ceea ce am vrut să vă spun în această seară. Trăim într-o lume competitivă în mod exagerat. Și nu toate fetele sunt la fel de frumoase. Și poate că cele mai frumoase se căsătoresc primele. Și dacă ești o fată care tot rămâi în urmă și treci de 20 de ani, te sperii și zici: Doamne, cu mine ce se va întâmpla? Eu nu am părinți aici, n-am avere, eu nu am rude, nu am prieteni. Doamne, eu nu arăt așa de bine, n-am 130 de pounds, nici nu știu care este greutatea ideală. Doamne, cu mine ce se va întâmpla? Am trecut de 20, de 25 de ani, pe mine cine mai mă ia? Nu sunt nici așa îndrăzneață, bună de gură. Sau poate ești singur aici și te-ai lovit de niște necazuri și mergi din rău în mai rău, ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai lovit mașina, poate ai fost dat afară din chiria unde stăteai, poate ți-ai pierdut prietenul, poate ai avut o fată cu care vrei să te căsătorești și te-a lăsat și asta și ai de gând să te întorci înapoi și îți trece prin minte tot felul de gânduri negre și spui: Doamne, de ce altora le merge așa de bine și eu sunt un prăpădit, un om care nu mai îmi găsesc liniștea, nu pot să dorm nici ziua că nu se doarme și nu pot să dorm nici noaptea, Doamne, că mă frământă grijurile și împovărările pe care le am. Sau pot să-ți mai dau încă 1000 de exemple care sunt cotidiene, sunt practice, exemple care frământă viețile oamenilor. Dacă ești un astfel de om și în seara aceasta ești aici, ascultă cuvântul Domnului. Apropie-te de Dumnezeu cu pocăință. Apropie-te de Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Sfințește-ți viața. Du-te și fă ceva ce vezi că Dumnezeu te ajută să faci. Cântă, predică, stai la ușă, multiplică casete, vinde-le, fă ceva pentru Dumnezeu. Nu sta pe bancă degeaba. Dacă tu stai pe bancă degeaba, cum crezi că Dumnezeu nu va sta la fel pe bancă pentru tine? Fă ceva pentru Dumnezeu și nu-i lăsa pe oameni să te coboare în țărâna pământului. Dumnezeu te iubește, omule. Dumnezeu te iubește. Oricine ești, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește și vrea ca această iubire să-ți umple inima de siguranță și să te ții tare în credință. Aș vrea în această seară să ne rugăm pentru cei care sunt dezamăgiți, pentru cei care au fost abandonați în familie și le-a plecat partenerul, pentru cei care au fost abandonați de copii, i-a crescut cu greutate și acum bătrân, cine știe pe unde stau săracii cu mâna întinsă să cercească o bucățică de pâine. Pentru cei care sunt în nenorocire, în necaz și toate lucrurile în jurul lor sunt vopsite negru și nu mai au nicio speranță și nicio bucurie. Ascultă-mă, Betleemul a avut 200-300 de fumuri.
Și Dumnezeu a ales satul ăsta neînsemnat și anonim să facă din el orașul celebru în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Și oriunde se vorbește despre nașterea Domnului, se vorbește și despre Betleem. Dacă eu voi fi lângă Iisus, oriunde va fi El, voi fi și eu. Și oriunde se va vorbi despre El, se va vorbi și despre mine. Și orice ce este al Lui, voi avea și eu parte. Ce mai îmi trebuie mai mult de asta? Ce îmi trebuie împărăția lumii? Și în ce îmi trebuie nebunia lumii dacă Dumnezeu este atât de mare și împarte cu mine împărăția Lui? Aș vrea să te îmbărbătezi, indiferent de situația prin care treci. Aș vrea să prinzi la inimă, indiferent de împrejurarea prin care treci, indiferent de durerea pe care o ai, de starea de boală, de bătrânețe, de frică, de teamă, de spaimă, și să știi un lucru: Dumnezeu te iubește, Dumnezeu este partea ta de moștenire, Dumnezeu îți vine în ajutor, Dumnezeu te binecuvintează, Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, Dumnezeu te ridică, Dumnezeu șterge lacrimile, Dumnezeu în lumea aceasta a venit pentru dumneata. Prinde la inimă aceste cuvinte, ia-le personal, ține-le și nu lăsa pe nimeni să ți le ia. Este cea mai importantă valoare pe care o ai. Aș vrea să ne ridicăm în picioare la rugăciune în seara aceasta. Frați și surori, vă rog frumos în seara aceasta să vă rugați, dar fără limite. Credeți în Dumnezeu. Poate aveți un copil care vă creează probleme. Poate nu vă mai înțelegeți bine cu partenerul. Poate nu aveți unde să stați. Poate nu aveți acte. Poate aveți dușmani. Poate sunteți bolnavi. Poate alte nenorociri vă bat la ușa casei sau a inimii. În această seară, măriți-vă credința în baza Evangheliei lui Iisus Hristos și credeți dincolo de orice, de orice ce se vede, de orice necredință, și rugați-L pe Domnul să vină în baza promisiunilor care le-a făcut în Scriptură. Rugați-vă pentru copii, rugați-vă pentru familie, rugați-vă pentru viitor, rugați-vă pentru slujbă, rugați-vă pentru biserică, rugați-vă să fiți oameni și să rămâneți în picioare până la sfârșit. Mediocritatea nu-i pentru copiii lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm împreună Domnului. Tatăl nostru. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.